Să ridică prole la auxiliari ca să nu fugă stânga-dreapta. După care pleacă la măsurat, să lipește un timbru pe panta la sfermen stânga, care citește ambele diametre. Și până după ce face prima măsurătoare, avem un tabel cu variante de grosimea buzei, înălțime, QR. Noi alegem varianta corectă, o introducem în memorie, pe urmă dăm start să plece la strunjit. După ce se strunjește, el revine acasă, postură, să curăță și să dă măsurătoarea finală, după care se scoate tot după imprimă. După domnul are repostulat la partea populare, după ce este nou la ceea ce va arăta două ce se scăpută, dacă se uită la ceea ce va arăta. Mai multe feluri de prindere, de exemplu, unde avem generator, nu mai punem pinolele, dăm prindere 4, se lucrează fără pinole, s-a locomotiv la fel. La săgeată când strângește automotorul, are cardan sau la LDH-ul și trebuie să ridicăm, să suspendăm osia cealaltă pe clipuri, ca să putem să strângem pe ele, să poate 4 în același timp să învățăm. Ce zici? E are 4 pastile. Da, și au sens pentru măsură. Uite-mă, CNC mașină. Nu mai vine, poate, și nu? Sau nu? Nu, 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 nu